Înainte de a lăsa pe Daniel să povestească despre ideea asta noastră cu întâlnirea cu, de miercuri a Galeria Întâlnirilor, la care suntem la a opta miercuri, aș vrea să vă spun două vorbe pentru cei care sunt prima oară aici. Le repet și până la urmă cred că o să le înregistrez, să le pun cu o stație. Sunteți în sediul Asociației Naționale pentru Arte Vizuale Contemporane, care deține acest spațiu multicultural numit Gallery. Noi promovăm arta vizuală sub orice formă. Acum apropiereți când aveți timp să vă uitați. Există o expoziție a fotografiei, adică veți vedea expoziția fotografului Madej Habrinski, român stabilit în Germania, care, după cum vedeți, abordează un stil noir, așa, erotic noir. Spre norocul nostru, miercurea, Daniel a venit cu această propunere de întâlniri în care se întâmplă lucruri care sunt mai puțin vizuale, nu vizuale, dar care ne ajută pe noi, cei 4-5 asociați, plus membrii, suntem fotografi sau oameni de film. Și e bine că se întâmplă lucruri de genul ăsta, poezie, literatură, pentru că na, te sensibilizează și îți dă și o energie creativă, adică vezi lucrurile altfel, știi, cum e o poezie în fiecare. Cam asta e. Noi avem spațiu, deci galeria are pereții ăștia pentru destinația expozițiilor. Am organizat nu numai expoziții, am organizat și concerte. Mâine, dacă aveți chef, timp, există un eveniment cu o trupă care cântă tango. Se cheamă Sonido 13, dar pe evenimente Sonido 18, pentru că pe pereți avem imagini de 18+. Dacă doriți vreodată să veniți să faceți pentru fiecare dumneavoastră workshop-uri, există o sală mică ce are în spate, unde acum se ține chiar un curs de portugheză, de portughez nativ. Nu e foarte mare, are 12 locuri capacitate, dar oricum, de obicei, nu vin foarte mulți oameni la genul ăsta de workshop, că am constatat treaba asta, că e suficient pentru... Nu costă nimic, adică punem la dispoziția oricărui vrea să facă un eveniment, cel puțin pentru începutul acestui an, așa, de fără. Cam asta e despre noi. Ne bucurăm să vă avem și să vă dorim să veniți cu plăcere în continuare. Cer scuze pentru... Poate e mai bine, că e mai intim, așa. Da, nu anticipam, nu prezent atât de mare, nu am setat, nu ne-am gândit. Da, da. Că noi am mai avut evenimente unde s-au anunțat foarte mulți oameni și am constatat pe lucru. Între timp... Am luat țeapă de la proiectul. Nu. Era un concert de muzică electronică unde așteptam tot așa foarte multe lume. Și lucrurile au fost totuși într-un registru controlabil. Acum ne-am dat puțin peste cas, cel pe gazdele noastre, că nu aveam o sală suficient mare pentru prezență, deși domnul Perpele a anunțat la asta că o să fiu... Nu l-am crezut. O să fiu surprins, nu l-am crezut, recunosc că nu l-am crezut. De unde să vezi? Sunt extrem de bucuros că... El nu e controlabil. Dar are previziuri foarte mari. Așa, Galeria Întâlnirii, o să vă spun două cuvinte. Nu ascunde o ideologie extrem de sofisticată. Încercăm să adunăm oameni, proiecte, situații în zona culturală pe care noi le considerăm valoroase, considerăm că merită să fie promovate, să fie promovate și altfel, în alte spații, pentru că dacă dai o lectură de poezie, sunt convins că lumea știe unde să caute o lectură de poezie, cu siguranță nu într-o galerie de artă. Părerea mea este că pe zona noastră culturală avem un păcat, nu știu neapărat dacă e extrem de, adică un păcat pe o scară valorică, dacă e mare, mic, ne-am tribalizat publicul, adică publicul de la arte vizuale nu prea frecventează lecturi de poezie sau, nu știu, spectacole de teatru. Suntem mai artiști specializați și avem și chiar public specializat. Și încercarea noastră cu această galerie a vine oarecum într-o nostalgie a lucrurilor în care
exista o anumită fluiditate între zona literară, zona arteilor vizuale, zona teatrului, zona performance-ului, zona oricare zonă în zona culturală. Și cred că dacă ne lipsește ceva, e, nu știu, canibalizarea asta, modul de a, comunica idei, sunt idei interesante în zona literară, care probabil, dacă ar fi, nu știu, sintetizate în zona artelor plastice, de exemplu, Mirela aici, poate lucrurile ar ajuta cele două zone. Adică... Și invers. Și invers. Cam asta e. În mare, nu o să vorbesc acum foarte mult, că nu e... Invitații noștri în galerie, invitații noștri sunt importanți. Formatul, ca să avem o idee, aș vrea ca după lecturi să îi întrebăm, să dezbatem orice problemă legată de poezia lor, despre poezie ca gen, despre literatură în general. Discuția e liberă, nu că sunt eu aici, nu înseamnă că eu pun întrebări. Aștept mai degrabă întrebări din partea celor prezenți. Și am o singură dilemă, cine începe? Așa, și înainte de asta, cine dorește, sunt cărțile lui Casis disponibile. Să-l auzi, mai întâi să-l auzi. Să-l auzi. Am înțeles. Eu. Nu. Va să fiți muzica de tot. Va trebui o probabil să fie un pic mai se descurcă ei. Da, că nu... Deci dacă nu... Să un pic mai ridicat la legătură. E foarte greu să stau în picioare. Nu în picioare. Nu, ești, la colț. În picioare... Trebuie să stau acolo. Pe umeri micuți. N-am greu. Deci mai puțin, da? Dar cum vă zic. No, nu, dar nu spatele. O timp? Lasă așa. Am înțeles. S-a stabilit două ori. Bine. Care se? Bine. Unu. Oricât ce-a știe despre libertatea temporală, libertate, despre lipo, care sună atât de bine în engleză, pentru că doar traducătorii și chinezii citesc în chineză, șirul de fraze înghesuite pe cet, de parcă aș din creanga cunoașterii, în vreme ce coolerul menține o temperatură potrivită în unitate, va fi mereu un minutar numai pentru Black Cat și eu mereu altundeva, amintindu-mi de tine ca de bel epocă. Speram să ducem la bun sfârșit măcar un ceai de mentă împreună, dar te-ai fi prins că aș fi dorit o viață campfire. Și asta ar fi fost rău pentru amândoi. Lipsa banilor și toate căcaturile care decurg de aici. Acum, știri imposibil, citesc Gil Blas, picaresc. 2. Acum vreo două luni am scris un mesaj pe chat. M. Poate mergi pe la bunica mea să-mi zici și mie cum se simte, ce mai face. Să-i spui că la vară vin cu aia mică în vacanță. Ce mai e prin chestii? Ema nu mi-a răspuns. Apoi am aflat că înainte cu aproximativ o săptămână de mesajul ăsta, într-o dimineață polen, Ema s-a ridicat cu fundul ei bestial din pat, și-a dus fica la școală, mândră că are o fică, s-a oprit să ia franzelă, cafea, țigări și în buticul ăla sătesc a explodat ceva în creierii ei de 38 de ani. 45 de minute, cât o repriză de fotbal, s-au străduit cu inima Emei, dar inima aia n-a mai avut chef. Așa că astăzi, minimal, depășit, am petrecut o oră cu ochii în sus și mi-a șoptit așa cum procedau poeții romantici. Trebuie să fie cineva acolo. Nu se poate. Tot albastrul ăla și toți norii ăia cu foși, păsările de pradă, sateliții, altfel ar fi prea de tot. Pe la 1 AM, pe un teren de plin, polara, jarul țigării și orăcăierile obișnuite prin iarbă. Polara era cea mai tare. Și imaginația mi-a rămas fixată pe ea. Oamenii pretind că, după moarte, sufletul începe să strălucească prin galaxii și rătăcește de nebun de colo-colo. Câinii nu pretind. 3. Pentru că sunt aici, toamna se răspândește dincolo de fereastră.
încerc să dezvolt un obicei nou, rezistent și util. Sau se cred în mirabile întâmplări care ar schimba momentul acesta într-un pavilion vast și răcoros în care am ascultat arderea internă. Mâna ta, un gest aproape excentric, a prins moliciul, gândindu-mă bine la ce am să fac cu o hotărâre închipuită, dar care alungă unele îngrijorări și ce nu am să fac. Seriozitatea cu care întorci filă după filă în căutarea unui pasaj orbitor. Nu știu, nu știu ce să-ți răspund. Quite emotional. Mesaje pe Facebook pentru morți. Apoi mă ridic, trag pe mine pantalonul de doc și îmi țin degetul mare apăsat pe copertă. 4. De parcă de fiecare dată ai înlocuit ceva. Un nasture cu un alt nasture. Un gest pe care ți-l însușești și îl repeți până când pixelii ating acel nivel de luminozitate plictisitoare, inutilă, precum voință. Să te ferești ar fi ideal, dar nu te poți feri. Știi foarte bine că nu e un experiment. Fă-o! În caracter și în obicei, you go to the church, you kiss the cross, cum zice Tom Roya. Și toate sunt aranjate. Crucirițele întoarse, antebrațul crestat, dragostea modelată cu ochii deschiși, cum fac copiii cu omuleții de plastilină. Ticălușiile uitate. Șirul de litere acum, în chip de ocupație nobilă. Câte un egret mititel și fragil ca o căsuță de chibrituri. La locul lui, în plex. Astăzi, cu toate astea, minte limpede. Și primii 7 ani la fel de limpezi. În parc, mai frumos ca oricând. Când mă gândesc în felul ăsta, inerție în cameră, o cupolă, dar tu. Extractus și trece. Exces de zen, cum a zis Lucu. Când sunt atâtea care nu par să treacă vreodată. În el, comandante, îi priveam dând peste cap o hrele de tequila, fiecare trecut de 40 și în jur tipe suple. Să tot mergi cu ochii deliți la ploaia de afară. Corecto mundo, mon amor. O, da, așa este. Un super mecanism rulează la infinit, pentru ca noi să credem într-o specie peste puterea noastră de înțelegere. Pentru ca noi să arătăm că ne pasă. O, da, așa este. Încredințați că sentimentele noastre, faptele noastre eroice, își vor găsi o justificare. Dar timpul ne trage de fiecare dată. Este? Un alt poem nou. De la 7 la 13 ani mi-am dorit o minge de fotbal. Una adevărată, de piele. Luna, atunci când am văzut-o pentru prima dată, rotundă, ciudată și suavă. Între timp, m-am obișnuit și cu luna. Lopta aia pe care nu am avut-o a fost copilăria mea și Ian Rush și John Barnes. Sâmbătă după amiaza, când Steven Gerrard a ridicat mâna dreaptă în semn de rămas bun, m-am rememorat în șutul acela din mai 2006, în finala cupei cu West Ham United, m-am revăzut în bomba din meciul cu Olympiacos, în lovitura de cap de la Istanbul, din minutul 54, când italienii ne conduceau cu 3-0, și nici măcar Hipotalamus, tipa de 52 de ani care mă găzduia și îmi dădea să beau ca s-o pus să știu textele, nu mai credea într-o devenire. Dar tu nu ai fost un jucător, tu ai fost o echipă și a fost nevoie de fiecare gol, de posedare și pasă, de fiecare sprint către peluză, meci de meci, 17 sezoane, ca să realizez că timpul e singura rutină acceptabilă. Și ăsta e titlul meu. Trage ușor de inel către tine. Lucruri minuțioase. Protagonistul unei conversații în care, transportat vititur și vitezoman, sunt indiciile unei realități îndepărtate. Expresia facilă a unei întregi mitologii. Dar ceva rămâne indescifrabil. Stilul în care te retragi și recunoști oboseală. Sunt depășit, e tot ce ai vrea să-i spui. Să-i zgândări atenția. Mini-lamentații. Să-ți ștergi urmele, pentru că în sfârșit te-a prins și nu-ți mai poți acoperi obiceiurile. Feeling fuck up, Edgara de Nord și pedanteria asta nu scoate la lumine nimic și nu îngroapă nimic. Nu uita de incoerența și grosonania din spatele textelor, mai ales. Bau, bau. Da. Mi-ar conveni să fiu un satelit, să zicem Cosmos 2175, să explorez și lumea să exploreze prin mine. Acolo sus, absența copleșitoare. Să râzi,
să te simți un miracol tehnologic, o genă intergalactică. Și am întors brusc privirea către mine, cu buzele amirale, și eu am sperat. Prin camere, totul așa cum a fost lăsat la plecare, cu mult timp în urmă, încetinit, și apoi să mergi greoi până în curtea din spate și să-ți imaginezi râsul, speranța, conversațiile molcome despre Jupiter sau despre fața întunecată a lunii. Savurează, acum, când chiar a trecut, și te îngrozești tot mai rar, și îți pasă cât negru sub unghie, dar ochii ei ca penie. Mega win, play the game. În termeni cosmici, privim stele care deja au murit și suntem fericiți așa, mână în mână, în plină noapte. Și nimic nu ne oprește să credem că asta va dura atât cât va ține și timpul. Dar noi nu ne iubim. Nu ne plac alte planete. Teoria stringurilor. Nu ne spunem aproape nimic. What the fuck? Căutăm rezolvări convenționale. Le spunem ieșiri logice. Particule fundamentale ale naturii. Nu suntem fericiți. Așa cum am pretins mai sus. Nu suntem liniștiți. Înțelegem dragostea ca pe Big Bang. Ne închipuim că totul vine de acolo, punctivor, și se dezlănțuie în dezordine. Un bătrânel mătură în fața blocului. Poartă o șapcă pe care inscripționat fac. De 4 lei pâine un zacuscă de vinete, un claritate neprețuită a materiei. Câteodată. Un izdele pe care le-am lins cu dragoste și abjecție. Praf cosmic într-o bună zi, mai precious. Un nou poem nou. Plic dreapta și ei la țintă dinozaur, Loch Ness, păsări care planau cu milioane de ani în urmă. Da, atunci când mi-ai întins mâna, atunci când te-ai așezat lângă mine, milioane de ani în urmă. Și mi-am zis, Doamne, arată ca o supernovă. O cană de orez, sirop de zahăr, rețetă chinezească pentru zile negre. Sau, ca să plăsăm un moment ieftin, zile galbene. Ai observat cum ne apucă tăcerea într-un parc sau în preajma unui monument gotic? Ori obligația de a fraza elegant în situații oficiale îmi pare atât de rău și mutra de înmormântare, exclamativa gingășie în fața unui pui de pisică. Întâi văzul, apoi auzul, apoi impulsuri electromagnetice și undeva, lângă inima ta de campion, un pulsar. Sigur că da, sunt al tău până la moarte. Nu ne va opri nimeni, nu ne va opri nimic, vom da totul din noi. Cam așa ar fi sunat textele noastre, sonare nedetectabile sau cum ar fi cântit-o Robinson pe care l-ai fi urât nespus de intens, liricoide oceanice. Așa cum dintr-o postare de-a lui Dancu am aflat că au murit Tokyo, Santo și Niculino, orfan rupt de foame. N-ar trebui să scriu despre tine. Ar fi cazul să scriu despre Tokyo, Santo și Niculina și sonarele lor pe care nu le-a prins nici un radar. Și despre adevăruri grele, nevoia de mâncare, haine, 1500 de lei lunar, strana nevoie de a rata. Dar scriu despre noi și te caut pe Facebook. Tu, singura mea țintă, singurul meu pretext. Așa, este asta, trece. Bun. Oricât de tare ți-ai dorit să ieși din asta. Uneori mă doare arătătorul mâinii drepte. Prea multe clicuri în prea mulți ani. Prea mulți cei care voiau, vor, cu orice preț. Despre copaci și devotament, nenumărate texte. Să mă sun dacă ai probleme. Da. O să sun dacă vei avea probleme. Și nu va fi nici grabă, nici măiestrie, ci doar o muscă nervoasă pe top. Dă-o dracului de treabă. A meritat? Mocheta verde din sala de așteptare, cea mai urâtă mochetă de pe planetă. Ți-a întins mâna. I-ai strâns mâna de parcă ați făcut o chestie grozavă împreună. Da, copil. Apoi, vreo 5 minute, jena, tăcerea prelungă au omorât totul. Și acum ce o să faci? Să te readaptezi. Să bei și să fumezi iarbă. Să te tâmpești. Din viața mea de rahat, mă uit la viața ta de rahat. Popcorn time. Nimic rău, așa cum nu e nimic bun. Stângăcii. Nevoia ca cineva să arate că-i pasă precum acest bătrânel, căruia îi lipsește o parte din nas. Rafie albastră, mână întinsă prin vilaș. Nu-l privi în ochi, nu-l privi în ochi. Nu vede nimic prin gaura aia. Ceva cartilaje, poate câteva furnici. Atunci când doarme. Și asta e o luptă? Atunci nu vreau să câștig nicio luptă.
doar suplețea sunetelor desprinse de originea lor, o margine, în lipsa unui sens. Așa, minunata lume virgină, și în care Mickey Mouse nu are culă, și scurtă de pe colină pe alta, cu ochi ieșit din orbite, până când dragostea lui de soare și de senat va anima în noi zei de hârtie creconată. Oricât ai mânca, foamea va veni din nou. Oricât iarba ai fuma, Sky Zen tot va părăsi încăperea la oaltă cu eleganța stilului, în contracțiile mușcului cardiac, la oaltă cu tine, psalmul viat care pretinzi că te îngrijești de viața mea. Visezi la prima casă? Visează. Ingmar Bergman a murit calm și liniștit pe insula lui, titlu bun de pe net, un iule îngrozitor de perfid și natura a naibii de veselă din parc. Ridicol de singur. Nu-ți poți dori nimic mai mult. Nici nu-ți dorești. E plin de câini, copii și mărinți și părinți și minci de cauciuc. Și câteodată o veche nesfârșită, stupidă. Sunt țari și mesaje dramatice în care promisiunile sunt mai serioase decât vor fi noi odată. Și stelele mor, nu-i așa? Faptele noastre bune, faptele noastre rele. Bune și rele pentru cine? Mă duc în parc și mă las impresionat. E igienic să ai sentimente. Instructiv. Să fii patetic cu un porumb fiert în mâini, un porumb fiert din care nu poți mușca pentru că sfințesc dinții de sus. Și asta e o limită. O limită patetică. Dar cursa lui Diego de la Mondialul din 1990 și pasă decisivă către Caniggia, aia ce-a fost. După acea fază, am început să mă gândesc bine dacă, de tot dacă există de. Nu. Există explozii solare și bătrânețe. Un ins orbit de lumină care împușcă un alt ins orbit de lumină. Niciun argument puternic în tot rahatul ăsta. Poate doar splendoarea unui croissant. O să murim cu toții. Fiica mea, maica ta, cuvintele și scârbele de porumbei. Vom patetiza? Da. Și în timp ce vom da apă la șoareci, totul va continua. Și vom fi caragioși ca niște copii cu fețele pătate de gem. Nu va fi niciun cimitir. Și un alt poem. No. Doamne. Sunt aici pentru că trebuia să fiu aici. Ceva de zi. Îmi cântăresc șansele. Ne-am dus prin Lipova. De pe diga m-a adminat citatea la Șoimăș și Mureșul. Sau ne-am prefăcut că admirăm. Apă minerală, naturală, în sticle de plastic. Câteva păsări necunoscute nouă, precum sufletul. Magnolile și căldura umană, imposibil de împărtășit. De arătat. Naiba știe ce ne-a oprit să vorbim despre asta. Drumul de întoarcere a fost liniștit și tăcut. Vizită la un unchi, bani de țigări și câinele cu adevărat bucuros, sărind în stânga și în dreapta prin praf, printre găinile care nu se bucurau de nimic. A doua zi, cu calcanul OZN în portbagaj, lipsiți de viziune și înțelegere, replica lui Leac. Stelele nu se perimează niciodată. În camera mea, după ceaiul, am observat brusc că toate erau la locul lor și că absența mea de 2 ani nu însemnase mare scopată. Mi-am dat seama că nici nu aș fi vrut să însemne ceva, cel mult o figură geometrică pe desktop. Doamne! Jesus Christ! No! Am deschis așa la o citesc. Am întâlnit un tip care urla la mine. Right things to do! Right things to do! Am întâlnit un alt tip care urla la mine. Ești varză de la teorie literară. Varză! O tipă groaznic de spirituală mi-a urlat ceva de genul. Din cauza ta s-a îmbolnăvit Florina. Un ins bijuliu mi-a șoptit politicos. Take care, man. La minimarketul în care fileam carne și salam, un coleg m-a întrebat. Unde ai mai muncit până acum? Am ști, scriu, am răspuns. Nu! Vreau să zic, unde ai mai muncit? Mătușa mea, Doamne, cum arăți! În prima noapte din Ford, niște sportivi ascultau muzică de dans și beau bere lângă o mașină de top 5. Am tras un gât din sticla mea de spirit cu apă, absolut sigur că băieții ăia sunt credincioși și practicanți. Și mi-am zis încercând să-l iubit pe Denilo. Man, e ok, mai sunt oameni care cred în ceva pe lumea asta. You talk into me? Te poți ridica în plină mahmureală să privești ploaia și să spui ceva despre ploaie? Cu un creon la fereastră.
pe la 5 dimineața a mers în... A, nu, deci dacă... No. Cât durează? Ai drum? Da, nu mai că mai așa brusc. Nu, păi nu, trec la următoarea poezie. Deci era, dă-mă. Când vrei să te rupești, te rupești. Jesus Christ. Vrei să... Nu. Da, poți să citești. Firește. Bine, și când vrei să te oprești, poți să te oprești. Da? Să te citești după aia. Hai, citești după asta, că mai ai vreo 5-6 ani. Bun. No. În vagonul 426 am dat de nevasta lui Lipo, nevasta la care Lipo a sperat atât de mult. S-a așezat pe bancheta din fața mea și am desfăcut o pungă cu bomboane. Treceam prin Sinaia. Bomboane roz. Tacadam, tacadam. Cea mai bună soluție împotriva alcoolismului este să rămâi beat. A luat o bomboană. Îi urmăream privirile rătăcite pe crestele munților. Sergiu îți lipsește curajul. L-am auzit pe Freddy culcat pe culoarul dintre banchete. Ai preza marilor generalilor romani și te cazi pe tine de frică. Taca, da, taca, da. Nu ai cerut nimic de la viață, doar ți-ai crezut că vrei ceva. Pișa. Te-au lăsat tot să-ți faci damblau. Pe la Bușteni, lumea părea perfectă. Tânăra soția lui Hipop s-a ridicat și s-a îndreptat către WC-ul CFR, către WC-ul CFR. Na. M-am gândit să urmez și să-l imit pe Ted Bundy, dar am rămas la locul meu, lângă fereastră. Am desfăcut o doză și am ales o casă din Bușteni, în care am pus un cățel mecanic și un poster cu luna. Cu banii de la loteria română aș putea să plec în Aruba și chiar să mă stabilesc acolo. Uneori nici nu dai seama ce poți și ce nu poți. Ține de puterea de adaptare. Copiii lui Freddy străbat camera. Cel mai mic dintre ei se aruncă pe covor și duce o pușcă la ochi. Pom simte ceva ce aduce încântare. Își compară această senzație cu un bulb de crin și încearcă un zâmbet care se intre perfect în aerul suprageriei. E îndemnat să mănânce, îi se sugerează să povestească o întâmplare. Pong se întreabă dacă e capabil să înșive cu o voce inexpresivă jucăriile împrăștiate prin curtea în care iarba necosită a căpătat o culoare atât de personală, încât nuanțele și zgomotele pot fi prinse în palme și expuse în toiul amiezei. Fântâna înconjurată de tufe de mentă, cei câțiva meri sau pur și simplu să descrie pacea unor vremuri obișnuite. Însă începe să explice mecanismul unui Taurus PT-99 și eficiența automatului MEC-10, pe care l-a creonat pe un servițel de hârtie, totul în timp ce își studiază unghiile albe ca niște clape miniaturale. Vorbește-mi despre speranță, vorbește-mi despre miracole, cu pasiunea uneia care crede că există așa ceva, că așa ceva s-a întâmplat și se întâmplă, un nou început, intangibil și banal. Nu, și hai să vedem unde e... Bun. Trebuia să încep niște cartonașe de alea de la Star Wars, că îți vedeam de... Da, nu, era ok. De bune, războiul stărilor, doamne. Perfect. O să te prindă și nu... și n-o să se audă nimic. Mai... Da? Da, ne păi tu nu citești, nu. Hai, dă final, alege una. Nu, no, păi de-aia zic. Citește no. Supravegheată. Da? Nu, no. Bun, hai că nu. Forduri, merțanuri, câte un jaguar, câte o limo. Sclipesc atâtea luminițe încât te întrebi dacă nu e vorba de o bucurie indusă, forțată, umflată cu o pompă nevăzută de un chinez brac, gras și vesel. Bine, am zis, du-te și dă-i vestea cea mare macaronatului. Vom trăi fain la Roma. Omule, Roma, nu-mi povesteai tu despre asediul Alesiei, de Ammianus Marcellinus, astatic, principes. Roma, da, Roma, vapa în culo, vacanță la Roma. Am strigat-o pe aia mică, nici n-a catalixit să-mi răspundă. Peter Pan. Îl detest pe Peter Pan. Am ieșit în grădină cu tot cu Pan. Am luat un gând. Câinele m-a zărit
și mi-a sărit în brațe, dezinteresat, voia să se joace. Așa că am luat un băț și l-am aruncat printre legume. A alergat după el, naiba știe de ce. Așa fac câinii, aleargă după bețe. Încântați, prostiți, de stăpâni pe care îi cred magici, un fel de ființe ultra-superioare care trăiesc mai mult. Pot construi niște căsuțe pentru ploile câinești, pentru ninsolile câinești. Pot zbura la mese, posta la mese pentru mâncare. Se ascund când defecă și pot muri când vor. No, mai nu. No. Dacă e okay? Posibil nicio problemă, atunci la urmă. No. Explicație pentru ochelarii de soare din anii 60. Pleitoșii de azi au ceva la ficat, o substanță asemănătoare cu alcoolul care s-a băut la Ustok. Ochii hipioților erau valiză de semnalizare pentru navele din alte galaxie. Nu degeaba americanii se plâng când migrează păsările că sunt prinși, pipoiți, pungăriți de extraterestri. Metabolismul lor a devenit un corp străin, un fel de rudă pe care nu poți să o dai afară dacă s-a făcut muci. Situația s-a modificat între timp. Ochelarii de soare dau consistență doar ciocnirilor de rotule rock and roll din anii 60. Mai rămâne doar Blue Suede Shoes. N-are nimic alien, e doar un hit remixat și dat la maxim prin discoteci de ani de zile. Pe la noi mai e muzica de marș care însoțește mireasa la pișare sau îți întoarce mațele pe dos la ciorba de potroace dai de ochelarii soacrei. Ea n-a purtat niciodată ochelari din aia ca hublourile navetei Challenger. Atunci am spulberat speranțele că vom avea mai multe informații din zona în care ne duc și schimbă ADN-ul, rasele, chiar religiile. Pe lângă ciudații care se întorc, până și mormonii par ok. Oșeni, bigan, dar cum se cade. Nu blonzii aia care vin și să ne aducă pe Mesia, au insigne, pantalon adungă, cămăși albe și ochi albaștri. Îți spun brother and sister de parcă ar fi băut 11.000 de beri cu tine. Nici familiari sunt buni doar aici. Sau așa ar trebui să fie în icoanele în care ți se pare că halo-ul e altceva. Fețele se lungesc, ochii se fac mari, lucioși. O hologramă transformă scena cinei cea de taină într-o operație de 12 persoane fix. Se bea vin deasupra pacientului, se mai scoate un organ, se împarte pâine, se sărută celălalt obraz. A, doi pozitiv. Ce mă? Mă mut din nou. E amuzant și penibil să văd lucrurile strânse în mijlocul unei camere. Să le fac să fie din ce în ce mai puține, să ard din hainele groase de iarnă prea multe. Mă gândesc să mai ard și din cărți, să fac propria antologie mult mai utopică. Era mai ușor când am ajuns în București în 94. Aveam hainele de pe mine, câteva cărți în rucsac, geaca de piele puținte, un sac de dormit de la Sorin, plus freza punk care scăpase din armată. Un papagal exotic ce mergea să-l tăreți, legitimat de polițiști. N-ai viză de flotant? N-ai grupă sanguină? Nu plutesc și mi sânge, nu am, domn polițist. Am pretat în arest? Nu ești de unde scrie buletin. Aveau dreptate, nu eram. Nu eram de nicăieri. Și asta m-a exaltat al dracului de tare.
Îmi plăceau parcurile, gara, scările de bloc, chiriile când le aveam, chiar și șantierul pe care am lucrat în vara aceea, când ploua și Răducioiu îmi scrisese două goluri cu suiedea, ca să zic și eu de fotbal. Plângeam iarbă, eu am plecat cu bicicleta spre piața universității, dat mangă, să umplem piața și când luăm bătaie, să ne bucurăm pentru toate așa cum vin. Mă mir că am scăpat cu viață printre claxoanele mașinilor. A doua zi mi-am dat demisia. Colonelul în rezervă, pus să aibă grijă salahorilor, m-a privit lung. Tu nu prea stai mult într-un loc. Din cauza boilor ca tine, am zis și am rânjit cu dinții sănătoși spre proteza lui cu care mânca căcat în fiecare zi. Apoi din nou în camera lui Motanu, în camera din Crângaș, cu margarină și un pat prea scurt, cămine piața sudului, gara de nord, iancului, parcuri, scări de bloc. Mama și tata întinși inerți unul lângă altul, brâncoveanul circului cursuri la care stăteam ca un cal rezumat de bancă, printre colegi zâmbitori și formari. Și în zilele ploioase, plimbări prin cartiere dărâmate sau cu ștaif, casele umede și cenușii, oameni și copii regiți, prin piețe. Zilele astea în care un plan dus de vânt îmi plăceau cel mai mult. Așteptam dările când plecam spre mare și nu-mi păsa câți vor mai... câți ani vor mai trece până azi, când mă bucur că nu am prea multe lucruri de cărat. Nici măcar nu știu în mod cert ce grupă sanguină am. Mai vrei? Da, mai e. Mai e. Mai lăsa fără. Next one will be our heaven. Poate e mai ușor de suportat. Ghidajul și sternul duc oriunde. Minimele plăceri se blochează la ieșirea din gură și firele întinse aduc aerul, aduc chin. Aici nu contează câte legături se bifurcă. Tremurul face valuri prin carne. Se pare că dragostea e mai puțin decât legumele plantate oriunde în lume. Dar în mijlocul iernii, gustul crud se împrește. Minunile țin de o normalitate abundentă, trântită în mijlocul neuronilor secătuiți. Acolo se sparg distanțele dintre oameni. Și poftele fac o casă perfectă. Se poate găti, se poate mori într-o împlinare sexuală, seara când vocile golesc povulele, orașul de ovule. E prea multă dragoste în acest vuie sacadat, prea multă conștiință. Până când suportabilul pocnește ca o gloace de ouă. De acolo ies pui unui mecanism perfect. Ei cresc mai repede decât noi și ne răsfață până la extază. Și citesc câteva mai noi, că un text care l-am scris pentru individul dubios din stânga, că el are o fascinație pentru Marcelinus și mi-a împuiat creierii. Are o... Nu! Da! Elogiul lui Marcelin. O barbă. O dovadă că singurele antecedente au rămas în adolescență. Azi nu se mai țin merele în lăviță și toamna, doar o clemență e în ianuarie pentru că ninge cu fulgere. Singura mânie e un ceai cu petale de amaran. Nu muzica, nu Gheorghe Crăciun, nu Cașiș, iepurile din tei căruia retina îi se pare un morcov pilotat de Kurosawa. Îi atingi casca cu dosul palmei, iei pulsul, vergi două pilule în cinstea lui și cazi la pace cu japonezii. Sunteți vrăbi. Uitați-vă la mine cum bag în priză o sticlă de Coca-Cola. Priviți-mă cum elaborez bule în lanț și le imprim mișcarea ca și șian. Acest război e ruptura dintre cortexul lui Amianus Marcellinus și valul Mediteranei, care a spălat, după cutremur, pereții Alexandriei în acel iulie 365, când trebuie că mulți adolescenți erau praf emoțional. Cam Cato și Romifune într-o adaptare după Dostoevski. Apoi liniște. Fii decent cu dezordinea ta, nu-i da pasiune, nu-i da tutun, țină la picior, e un șorecat cu pedigri. Forțele la limita de sus a brăbiuțelor pe care le aștept să zboare curând spre geamurile turnului din Pipera. Exact, știu că ai mâncat totul și acum în capul tău, oricât de alerte par serile și agitația mașinilor care vin către oraș, războiul e descris cald. Neutralitatea nu face confesiuni. Egoismul nu finisează mâinile prietenilor din distribuția firmelor ce rulează tot timpul.
Aici se face diferența cu care ne ești nouă dator. Nepieritoarelor vrăbii, pretorieni, fără sânge de aripi și depresie sub ochii. Și mai am, că nu puteam să, fără să citesc din ciclul ăla cântuit cu maestru, balada lui Vei Vuvei. Privește micuțul bonsai. Privește-l. De câțiva ani nu mai crește. Doar își solidifică scoarța și crengile cu exact același număr de frunze. Acesta e echilibrul desăvârșit. Și acum imaginează-ți că ești nici mai mult, nici mai puțin decât miezul lemnului său. Inima. Ești nu în acțiunea, ci privește vidul. Și simte perpetua transformare, apoi desenează pe o hârtie aurie de bambus 6 hurme în pâlp. Apoi arde hârtia și vei vedea că hurmele apar la picioarele tale, doar 4 coapte, celelalte 2 albe, ca și cum ar fi dansul dragonului. Asta a fost prima lecție de tao pe care maestrul i-a ținut-o elevului. Să zicem că îl chema chiar Vei Vuvei. Iar elevul a urmat fiecare pas. Dar la un moment dat a tresărit. Maestre, îmi bag paopuțul în ea de treabă. Te rog să iei mâna de pe hurmele mele. Merg. Și ecoul s-a tot dus în aer. Au căzut 6 frunze din bonsai. A trecut un cârt de ciori, de cocot, pardon. Și era atâta pace în cârciumă. Principiul Hakuji. A avut mai mulți fii și nepoți, niciunul nu i-a căcat pe urmă. Se uită în urmă și le vede pline de apă iluminată. Oare ce au avut urmele mele să fie acum culcușul apei? Nu al descendenților pentru care am mers fără șovoială. Așa se întreba maestrul în timp ce vântul izbura cipilica. Și tremura apa din urme și tremura și marele maestru. Oare de ce tremură apa și tremur și eu odată cu ea? Spune-mi tu, soața mea, cum se manifestă principiul Hakuji? Dar voi știți probabil că soața maestrului e moartă și îngropată. Așadar, vom avea milă de el și vom încerca să-i răspundem în locul ei. Sau să nu-i spunem nimic. Să lăsăm să tremure ca frunza, să înțeleagă singur că și maestrii au limitele lor. Dar un lucru trebuie să știe clar, marele maestru. Măcar un lucru. Principiul Hakuji nu există nici cum. Dar dacă ar fi existat, ar fi sunat așa. Când îți zboară cipilica, e semn rău, e semn negru, semn de aer. Va trebui să mergi drept spre târg și să cumpere altă cipilică. Rai Duie. Asta e o pastișă după Marin Stănescu sau Nichita Sorescu, cum vreți să-i zic. S-o cred eu, da. Și e cu vaca, pentru că trebuia să aduc și vaca. Se va duce și vaca într-o zi spre o pășune eternă. Sau doar sufletul ei, pentru că nu-mi închipui că toate vacile pe care le mâncăm ajung doar schelete pe pășunea asta. Și alea descompletate de oasele pe care le-am aruncat în ciorbă, ce rai ar mai fi și ăla. Firește, depinde cum e la ele. Ce și cum a zis marele bou. Pentru că, desigur, la început a fost mugetul. Apoi povestea cu grajdul, construit în 7 zile, deși boul și vaca stăteau mai tot timpul pe câmpie. Ba poate prânzul îi găsea sub un copac al cunoașterii din care nu s-au gândit să halească niciun fruct. Ori nu ajungeau la el, ori nu le-au fi zis șarpele nimic. Stătea ca șmecherul toată ziua, cu țâța în gură și sugea. Că bou, tot bou. Așadar, fără păcat, poate vacile nu au fost izgonite niciodată din rai. Iar noi nu facem decât să trăim în raiul lor, izgoniți din al nostru. Și din invidie, le lovim, le înjurăm și le numim dobitoace. Și, în general, le facem viața un iad. Mulțumesc!